metode de alăptare, clasicele găleată biberon, la automat și la un bar de lapte. O să vă arăt un bar de lapte, un filmuleț pe YouTube, foarte interesant, dar automatul de alăptare n-am avut poză. Noi avem unul la Universitatea noastră de Științe Agricole, dar n-am avut poză să-l pun. Ăsta este un automat de lapte, este Mike, băiatul care mă schimba pe mine în America, pentru că eu trebuia să am două zile libere. Deci lucram de luni până vineri și sâmbătă, duminică, el venea să mă schimbe. Ceea ce vedeți este laptele, sunt cuști, da? Temperatura afară este minus 40 de grade. Viței stau în cușcă. Laptele îl făceam în manual când am ajuns acolo și după aia am luat o mașină de spălat veche și amestecam laptele în mașina de spălat și treceam acest bidon și aia era măsura cu care administram laptele la fiecare vițel. Deci ăsta este primul automat de lapte. Da? Apoi am avut norocul de un fermier cu minte deschisă și pe un golf cart, pe o mașinuță de golf, am pus în spate un bazin cu o pompă de plastic și am cronometrat câte secunde trebuie să țin apăsat, să dau 2,5 kg și jumătate de lapte și nici nu mă dădeam jos din golf cart, așa arată mai de aproape, da? Puneam din mașina de spălat laptele aici, da? Și cu ajutorul pompei mergeam pe lângă cuști și aveam 100 de cuști, 100 de viței. Și după ce am plecat eu, m-a înlocuit această doamnă și s-a modernizat puțin, un bazin și mai mare, erau și mai mulți viței și tot cu pompă administrare lapte. Da? Și cred că în continuare asta e mai de aproape și aici o să vedem un bar de lapte. Dar ce înseamnă un bar de lapte? Înseamnă că viței sunt crescuți în colectivitate, 40-50 de viței, o să vedeți imediat. Este un sistem foarte des aplicat în Noua Zeelandă. Laptele se aduce cu un cărucior într-un bazin și de la el pleacă tot atâția 40 sau 50 de suzete. Da, vine barul de lapte. Sigur că cei mai viguroși viței ajung primii. Asta este un mare dezavantaj la întreținerea în grup a vițeilor. Da. Nu este controlată. Asta este marele dezavantaj. Nu, cei mai viguroși beau mai mult și atunci apar decalaje de greutate, de dimensiune. Dar este foarte eficient. Trecem mai departe la furajul concentrat sau calf starter, zic americanii. Eu mă feresc să folosesc acest cuvânt pentru că s-a învechit. Furajul concentrat, da? Iată ce am spus acolo, se introduce la 3-4 zile, sigur, în creșterea intensivă, în creșterea modernă, împreună cu apa la discreție și o să vedeți ce importantă e apa și furajul concentrat. Iată, dezvoltarea funcției ruminale, pentru că în prima fază eu trebuie să dezvolt funcția rumenului, adică digerarea furajului vegetal și absorpția acizilor grași volatili în principiu, care înseamnă sursă de energie pentru vițel. Și treaba asta se face numai prin dezvoltarea mucoasei. Mă rog, sunt acolo niște microvili, ca niște degete. Și această mucoasă se dezvoltă numai și numai sub influența acidului propionic, care rezultă în urma fermentației furajului concentrat și nu a fânului. Da? Deci, iată de ce e important furajul concentrat. Acid propionic, dezvoltarea mucoasei ruminale și îl înțărcăm mai devreme. Reduce diareea. Cum reduce diareea furajul concentrat? Prin simplul fapt că are o sursă mai mare de energie prin acizi grași volatili pe care se îi produce dacă se funcționează rumenul cum trebuie și necesarul mai mic de energie prin lapte. Înțărcarea timpurie este evident, pentru că dacă rumenul funcționează, înseamnă că îl poți înțărca mai devreme, nu?
sigur, vițelul se naște genetic programat să devină rumegător. Eu, profesorului meu de nutriție, când i-am spus că am văzut vițel mâncând pai la 7 zile, am primit o notă proastă. Dar așa este. Vițelul este născut să fie rumegător și el încearcă. Sigur că paiul acela sau fânul acela nu are nicio importanță nutritivă pentru vițel. Da? Și nu are importanță nici metodul de dezvoltare funcției ruminale, dar el așa s-a născut. Da? Și știm asta din creșterea vițelor pentru carne, care nu au acces la fân. Nu cred că mai e voie acum, conform normelor de bunăstare. Da? Dar apăreau acele gemotoace de fire de păr, pentru că ei își smulgeau părul de pe ei să mănânce. Și sigur, completarea necesară de nutrienți cu un cost redus. Furajul concentrat. Cum trebuie să arate? Da. Înțărcare timpurie la 5-7 săptămâni. Asta înseamnă înțărcare timpurie. Mă rog, foarte precoce conform manualelor din România. Da? La 5-7 săptămâni. Și lucrul ăsta se poate realiza. O spun din experiență și nu din cărți. Cum să le administrăm? Măcinat mare, nu foarte fin, nu furaj de porci. Nu le place așa ceva, da? Apoi, calitatea granulelor, dacă avem granulat, să nu fie nici prea tare, nici prea moi. Dacă sunt un pic amestecate cu melasă, un 5% este foarte bine, pentru că crește apetitul. Nu se administrează surse proteice periculoase, nu? Ureie, soia trebuia să fie acolo, făină de pene, da? Și trebuie să includem în furajul concentrat și vitamina B, pentru că vițelul nu și-l poate produce cum face rumegătorul stabilit, și coccidiostatice. Cred că am și poze, așa ar trebui să arate furaj pentru vițel. Ceea ce vedeți aici este practic porumb zdrobit, trecut printre ovalțuri și, bineînțeles, un pelet, o granulă, proteină, vitamină, minerală. Da, este un furaj care se folosește foarte, foarte des în America. Este relativ scump, dar mult mai ieftin decât laptele și merită să investim în el în primele 2 luni de viață ale vițelului. Și ăsta este un grower, adică după ce vițelul a fost înțărcat la 5 săptămâni și administrat în continuare, el are fibra incorporată în granulă.